Din nou în direct, doamnelor și domnilor, campanie cu metrou. Ați văzut mai devreme, politicienii redescoperă metroul, se fac acolo și glumițe, vi le-am arătat, premierul Ciolacu, întrebându-l așa la mișto chipurile pe Cârstoiu, domnule, că ai pierdut deja și te-ai retras, de ce mai cauți pe aici și așa mai departe. Acum, sigur, există o întreagă discuție despre nemulțumirile domnului Cârstoiu, informații pe surse, despre susținerea pe care o primește. În emisiune, acum 3 zile, dacă nu mă înșel, 2, domnul Cârstoiu l-am întrebat de povestea asta, există aceste nemulțumiri? N-a răspuns un tranșant, nu. Nu, n-am nemulțumiri, sunt perfect mulțumit de... Lucrăm să fie mai bine, zice domnul Cârstoiu. Și mă întreb acum, și vă întreb și pe dumneavoastră, cine nu trage corespunzător, domnule Constantin, în campania asta? Nu, eu nu cred că există o astfel de situație. Bine, acum, eu vă mărturisesc, eu sunt președinte interimar PNL Tellerman. Deci nu știu exact situația de la București, echipe de campanie, dar nu există pe nicăieri, vă mărturisesc, și asta am văzut-o și la ședința BPN de astăzi și tot timpul o văd, nu există astfel de dispute. Adică, domnul, mai ales profesorul Cârstoiu, eu cred că are o susținere din ambele partide. Poate că există într-adevăr o perioadă de acomodare, cele două echipe să lucreze. Nu e ușor să lucreze o echipă a PSD-ului cu o echipă a PNL-ului. Ați văzut că există și la nivel declarativ foarte multe replici acide, ca să spun așa. Deci poate că e o perioadă de acomodare, dar nu se pune problema ca un partid să tragă mai mult sau altul mai puțin, astfel de lucruri sunt... De ce este domnul Cârstoiu mai mult prin curte pe la PSD, mai mult în compania unor membri PSD, lideri PSD și nu și PNL? Acum, Ne-am întrebat noi în ultimele zile văzând aceste deplasări. Depinde și unde este filmat. Depinde și unde este filmat. Dacă e presă mai multe la PSD sau presă mai multe la PNL la un moment dat, nu. Există, eu știu foarte bine cum s-au așezat lucrurile, pentru că îl cunosc bine pe Cătălin Cârstoiu de foarte mulți ani, e argeșean de-al meu, și știu cum s-au așezat aceste lucruri. Nu cred că există o susținere mai mare dintr-o parte sau alta. Angajamentul celor două partide este foarte clar și el este, până la urmă, nu neapărat că vrem noi să avem... Uitați-vă ce se întâmplă în București. E de-a dreptul hilar ce pune în momentul de față pe masă Nicușor Dan. Asta este dezbaterea care a rezultat cu bucureștenii. Nu e o chestiune pe care am vrut noi sau vrem noi să scoatem în evidență. N-am văzut un proiect. Am văzut acum că se reface parcul Cismigiu. Dintr-o dată, cu două luni de zile înainte de alegeri, se refac aleile în parcul Cismigiu. Când vorbim de proiecte concrete, singurul proiect pe care îl pune pe masă Nicușor Dan, din ce am văzut eu, este cel legat de termoficare. Acum, eu nu vreau să scot în evidență pe doamna Firea sau pe altcineva, dar din câte știu, proiectul acela s-a semnat înainte de 2020. Sunt documente certe care arată lucrul ăsta. Deci nu aș putea pune un proiect nou început sau finalizat de domnul Nicușor Dan în această perioadă. Așadar, cred eu că această susținere pe care o are Cătălin Cârstoiu este una care pleacă de la bucureșteni în primul rând și după aceea este expresia partidului. Susținerea politice. O să o vedem în următoarele sondaje, că deocamdată a apărut un al treilea, cred, dacă nu chiar al patrulea, în această perioadă de vreo 10 zile, 2 săptămâni de când domnul Cârstoiu a fost anunțat oficial, care plasează în continuare pe domnul Cârstoiu pe locul 3. Ori aici, sigur că mai e de tras. Asta face acum domnul Cârstoiu, de fapt folosește fiecare ocazie să se lase filmat pe undeva, chiar și în ipostaze poate mai puțin fericite, vezi vagonul la gol de metrou, ca să îi se facă figura cunoscută? Da, principala problemă pe care are domnul Cârstoiu în momentul de față e aceea de notorietate. Lumea nu îl cunoaște. Ok, e medic, e profesor, dar foarte puțină lume avea acces direct la el în calitate de medic. Sunt foarte mulți medici, sunt sute mii de medici în București foarte buni. Probabil că nu îi știm pe toți decât dacă am ajuns acolo noi sau cineva drag. La domnul Cârstoiu mi se pare altceva totuși relevant. Faptul că dacă vă veți uita pe comunicarea publică a primarilor de sector, de la sectorul 3, sectorul 4 și sectorul 6, o să vedeți că pe paginilor de Facebook, de TikTok, de ce are fiecare, domnul Cârstoiu nu prea apare. Îl avem pe domnul Negoiță de la sectorul 3, care în celebra dezbatere nu și-a asumat, că tot e un cuvânt la modă, să-l susțină pe domnul Cârstoiu. La sectorul 4 avem un prieten... A venit la Cârstoiu la lansarea lui... Am văzut. Și domnul Negoiță, care s-a transformat mai mult într-un fel de lansare a lui Cârstoiu, hai să fim serioși. Domnul Negoiță era pe acolo, îl știa lumea, era în public primar. Întins pe scaun, cu piciorul în ghips. Și mai era și la sectorul 4, primarul Băluță este
prieten la cataramă cu domnul Piedone. Și aici s-ar putea să fie o vulnerabilitate pentru domnul Crăstoiu. De asemenea, la domnul Ciucu, de exemplu. Domnul Ciucu n-am văzut să vorbească până acum despre domnul Crăstoiu. La sectorul 5 e o chestie extrem de interesantă. Domnul Piedone vine și zice, îl susțin pe candidatul alianței PSD-PNL. Vigheciu. Exact, ceea ce înseamnă că oarecum susținerea candidatului PSD-PNL de la sectorul 2 se întoarce și către, și către domnul Piedone. Cel puțin așa pare ca două fațe comunicante. Mi se pare destul de complicat în momentul de față pentru domnul Crăstoiu, care, ok, să zicem că s-a întâlnit cu oamenii de partid și am mai spus aici cât de important ca oamenii de partid să te cunoască și cu adevărat să pună suflet în momentul în care fac campanie pentru tine, în momentul în care urăsc cu oamenii pe stradă, în momentul în care lipesc afișe. Știți cum e, la un moment dat tu pui afișul, vine altul, pune afișul peste și tu zici, lasă-l acolo. E dacă cu adevărat simți că ăla e candidatul tău și vrei să te bați, revii la două noaptea, revii la patru dimineața și îți mai pui încă o dată afișul tău. Sunt chestii minore, dar care de fapt contează foarte mult. Cum a ajuns, domnule Fifor, povestea asta cu lipsa de susținere și cu ipoteza retragerii, așa, la nemulțumire a domnului Crăstoiu, marotă pe care să o ajungă, să o dezmintă cei din PSD, colegii dumneavoastră, și dacă n-au fost întrebați, că la început s-a întrebat, după care am văzut că a venit domnul Tudose, nici măcar nu l-a mai întrebat cineva, a venit și a zis, să dezmințim asta, a venit domnul Crăstoiu însuși și a zis, nu mă retrag, domne, eu sunt omul care luptă până la capăt. Domnul Mușa, sunteți foarte vechi în meseria asta și sunt absolut convins că ați văzut multe campanii electorale. Cunoașteți foarte bine tehnicile acestea de campanie. Este o perioadă în care se lansează în spațiul public tot soiul de chestiuni care tind să destabilizeze un candidat sau să-l discrediteze. La urmă, haideți să ne înțelegem. Profesorul Crăstoiu a intrat în competiție, dacă nu mă înșel, în urmă cu vreo 10 zile, așa oficial. Acum, absolut normal că se fac niște reglaje și la electorat și la primarii de sectoare. Niciodată nu o să vedeți un primar al Partidului Social Democrat să nu susțină candidatul, pentru că există totuși o disciplină de partid la noi, avem un candidat bun, deci nu este nevoie ca un primar să facă vreun efort să susțină candidatul la Primăria Generală a Capitalei. Se vede cât se poate de clar că această problemă a notorietății profesorului Crăstoiu este o chestiune rezolvabilă, pentru că o campanie foarte bine țintită, o campanie făcută profesionist, așa cum noi știm să facem, va duce cu siguranță la repoziționarea profesorului Crăstoiu în sondajele de opinie. S-au tot lansat, s-au grăbit tot felul de case de sondaj să iasă pe piață cu tot felul de cifre. Este de vreme. Haideți să-l lăsăm pe profesorul Crăstoiu să-și facă campania și o să discutăm, să zicem, peste două săptămâni. Nu suntem în campanie electorală. Suntem într-o pre-campanie, se fac tot felul de reglaje, așa cum am spus. Și cu siguranță vom vedea că avem un candidat foarte bun, care va plăcea bucureștenilor și care va face, eu știu, acest succes pentru această alianță PSD-PNL. Repet, nu avem primari de sectoare care să ridice probleme din punctul acesta de vedere al susținerii candidatului pentru Primăria Generală a Capitalei. Bun, să mai complică ecuația, pentru că vedem un fel de inflație de candidați de ăștia suveranisto-populiști. Azi a anunțat Cosmin Gușă că intră în această convenție pentru București din partea susținut de AUR. AUR n-a zis susținut de Federația Rusă, mai degrabă. Susținut de AUR, zice el. AUR n-a zis că nu. AUR, care are un candidat pe Mihai Enache, îl susținea acum vreo câteva zile și pe Piedone. Domnul Simion a zis să vedem care e cel mai bun candidat, să testăm mai mulți. Da, de ce nu și Piedone? Adică, până la urmă, care e ideea? AUR susține așa vreo 3-4 să fie, să inundă piața cu astfel de figuri ca să ce? Ca să ocupăm teren? Da, dacă mă întrebați pe mine, AUR are nevoie de cineva care să țină drapelul sus, domnul Piedone n-a vrut și atunci trebuie să se replieze. Celălalt candidat, domnul Enache sau Enache, nu era foarte sus în sondaje, caută și ei ceva. Zici că sunt susținuți de tine ca să pară că au legătură cu tine. Poate unii nici n-au. Da, da. Există probabil o compatibilitate destul de mare între domnul Piedone și electoratul AUR. Adică nu, haideți să nu ne ascundem după faptul acesta. Cred că ne pot spune și sociologi lucrul acesta. Sunt candidați iepure. Și eu cred că și domnul Crăstoiu este un candidat iepure. Pentru că nu-mi imaginez cum. Știți, Bucureștiul a trecut prin câteva traume în istoria sa. Revoluția a fost o traumă, mii de morți, și imediat după mineriadele. Și mineriadele au lăsat niște sechele adânci, chiar dacă s-au întâmplat acum 34 de ani.
Și totuși mă gândesc, ce poate să fie în mintea celor de la PSD în momentul, și PNL, da? Cei drept, în momentul în care propun un om al cărui tată era în 1990 șef la ITA și a dat 9 autobuze pentru mineri, ca să vină la București să spargă capetele studenților, al căror victime sunt acum în electorat. Cum poate să voteze pe cineva de genul acesta? Adică chiar nu ne-am săturat cu candidați din ăștia din sistem puși așa la derută. A mai fost odată asta în București, dacă mai țineți minte, atunci când a câștigat domnul Oprescu. PSD-ul a avut un candidat atunci. Și ce să vezi, că a câștigat domnul Oprescu cu platforma care a fost independent. Bun, acum știu că ați mai venit cu teoria asta și au mai venit și alții, că Piedone de fapt e susținut din umbră de PSD. Și că adevăratul... Dacă vă uitați pe sondaje... Candidat, da, de ce ar conveni chestia asta celor de la PSD? De ce ar conveni PNL-ului, care în combinația asta nu... Cred că aceeași întrebare... electorală cu aceeași întrebare PSD putea fi pusă și atunci. Sincer, nu știu și nici nu am vocație să comentez lucrul acesta, pentru că eu cred că domnul Nicu Șordan va câștiga. Are mult mai multe proiecte decât cele care s-au spus aici. Cred că bucureștenii au văzut în sfârșit că se pot începe măcar să amelioreze problemele acelea. Da, nu au fost rezolvate. N-are cum nimeni să rezolve probleme fundamentale de 30 de ani doar 4 ani de mandat. Dar poți să începi și poți să accelerezi ritmul. Și eu cred că domnul Nicu Șordan asta a făcut și cred că bucureștinii vor continua să-l voteze și cred că va câștiga următoarele alegeri și atunci nici măcar nu o să trebuiască să răspundem la întrebarea ce au urmărit ei. Bun, noi acum ne concentrăm pe faptul că domnul Cristoiu e pe locul 3, dar să nu uităm nicio clipă cine e în toate sondajele astea pe locul 1. Piedone, de care noi vorbim, da, și care o reprezenta el o bună parte din electoratul AUR, dar e clar că nu îi reprezintă doar pe aceea, pentru că la 44 sau 40% cât îți dau cele mai multe dintre sondaje, n-ai cum să fii doar cu AUR, care văd că are votul politic mult mai mic. Eu cred că trebuie să apreciem cu toții că avem cât mai mulți candidați, unii cu notorietate, alții cu experiență, care intră în această luptă. Eu mă bucur pentru chestiunea asta. Vă bucurați și că a intrat acest guș în combinație, în competiție? Cu cât este o competiție mai largă, cu atât cred că este mai bine. Sunt opinii, poate din această dezbatere vor ieși proiecte care vor fi bune pentru bucureșteni. În realitate, lupta, așa cum am spus, nu numai au spus toți, se dă între acești trei candidați. Cristian Popescu Piedone, Nicu Șordan și Cătălin Cârstoiu. Din această perspectivă, eu cred că bucureștenii, de bucureșteni depinde până la urmă ce vor în următorul sau care este modelul de candidat, modelul de primar pe care îl doresc. Și dacă stau să analizeze, sigur că nu există rival din punctul meu de vedere pe care să-l aibă Cătălin Cârstoiu la profilul pe care îl are. Manager, un om citit, un om care are cunoștințe și în țară și peste hotare, un om care, din punctul meu de vedere, este atât de complex încât nu cred că poate cineva să se compare cu domnia sa. Că lumea preferă simplitatea brutală și foarte vocală și colorată a lui Piedone, având în vedere... Eu nu vreau să vorbesc foarte mult despre Piedone, pentru că mi-a fost la un moment dat coleg de partid, îl cunosc foarte bine, dar eu cred că dacă vrem cu adevărat peste câțiva ani de zile să nu mai avem pe cine să dăm vina, trebuie să alegem o persoană care poate să acumuleze energii pozitive în jurul domniei sale, o persoană care are și cunoștințele necesare și care poate să aducă oameni la nivelul municipiului București să schimbe radical fața Bucureștiului, să rezolve niște probleme pe care le vedem și despre care vorbim în fiecare campanie. Iată, e un clip și eu până la urmă, în fiecare campanie vorbim despre trafic, vorbim despre termoficare, vorbim despre parcuri care nu arată. Trebuie să vedem și lucrurile bune, că în București lucrurile s-au schimbat din punct de vedere al infrastructurii. Sunt lucruri care s-au făcut, poate insuficiente. Poate că aceste schimbări n-au ținut pasul cu dezvoltarea, cu numărul de mașini, cu dezvoltarea imobiliară și așa mai departe. Dar sunt și lucruri bune. Însă, dacă pe viitor vrem ca aceste probleme să fie rezolvate și să nu mai avem pe cine să dăm vina, eu cred că trebuie să alegem de această dată cu atenție, să analizăm profilul, să ne documentăm înainte să mergem la vot și cred că această chestiune de notorietate, până la urmă, văd că e singura problemă pe care o reclamă toți, pe care o are Cătălin Cârstoiu în dreptul domniei sale, e o chestiune care poate fi rezolvată în perioada următoare. Mergem cu discuția mai departe, pentru că se preconizează un plan mai mare cu un candidat comun la președinție din partea PSD și PNL. Știm deja că nu trece nicio zi fără ca PNL-ul să spună candidatul nostru este Nicolae Ciucă și noi, PNL-ul, trebuie să avem, să dăm candidat la președinție. Dinspre PSD vedem tot felul de reacții mai degrabă precaute.
pas cu pas așa ni se spune că da, într-adevăr, planul prevede și această eventualitate a unui candidat comun, dar în diverse condiții. Ce spune Vasile Dâmpu, care e președintele Consiliului Național al PSD? Eu cred că vom ajunge la un candidat comun. Este o șansă pentru România, după părerea mea, este și o șansă de a câștiga alegerile un candidat din partea PSD și PNL, pentru că singuri, oricare dintre noi, probabil că am avea o dificultate. Este următoarea încercare a noastră. Problema este însă următoarea. Cine va fi cel mai performant? Gândiți-vă, avem un candidat din partea unui partid care are 30 și ceva la sută și un candidat din partea unui partid care are în jur de 20%. Cu siguranță fiecare partid își dorește să aibă președintele României. Cei de dreapta au de 20 de ani președintele României. Noi de stânga avem o frustrare că am câștigat de fiecare dată alegerile și totdeauna ni s-a luat președintele, așa încât fiecare își dorește. Da, deci singuri avem o problemă. Pe de altă parte, hai să ne uităm, zice domnul Dâncu, cine-i partidul mai mare, adică noi. Și cine își dorește de 20 de ani să dea o dată președintele? Noi. Deci cum facem? Domnul Dâncu are dreptate atunci când vorbește despre frustrări, doar că, atenție, sunt frustrările Partidului Social Democrat. Pentru că dacă ne uităm la ultimele 4 rânduri de alegeri, o să vedeți că au câștigat de fiecare dată, de 4 ori, candidați susținuți, fie de fostul PDL, fie de actualul PNL. Adică, deci frustrarea asta la PNL nu prea există. Ei acum au câștigat alegeri. Din punctul meu de vedere, în continuare, șansele sau partidul care are cele mai multe șanse să dea viitorul președinte al României le are Partidul Național Liberal. Cu domnul Ciucă, problema este să-l duci în turul 2, care e o problemă reală, dar și asta poate fi depășită dacă ne uităm la faptul că băieții de la AUR sunt totuși niște băieți de obraz. Vedem cu ce candidat au venit la București, deci probabil că vor veni tot cu un fel de iepuraș și la alegerile prezidențiale. Iar opoziția de dreapta, reprezentată aici de domnul Năsui, nu reușește, după cum se vede foarte bine în sondaje, să convingă și să treacă la nivelul următor de a face politică. Cred că ar fi o capcană pentru Partidul Național Liberal să vină și să accepte o candidatură a domnului Ciolacu la alegerile prezidențiale. Domnul Ciolacu nu are absolut nicio șansă să câștige alegerile prezidențiale în România. Gândiți-vă că au fost niște... Indiferent cu cine intră în turul 2? Decât dacă Simion, intră cu vreun Simion. Dar cu vreun candidat care zici nu e prea bine profilat în momentul ăsta, cine știe cum ajunge în turul 2? Sau? Sentimentul meu este că George Simion și cei din jurul său vor veni cu un candidat la alegerile prezidențiale după modelul de la București. Nu știu cum îl cheamă pe candidat AUR de la București, Enache sau ceva de genul ăsta. Îmi cer scuze, nu știu. Deci ăsta e nivelul de candidatură, condițiile în care oamenii care se uită la noi știu probabil 3, 4, 5, 6, 7 oameni de la AUR care nu contează dacă ți-l asumi pe Piedone, dacă ți-l asumi pe Gușă, care sunt cât mai cunoscuți decât Piedone, adică mult mai cunoscuți. Piedone nu amândoi decât dar dacă zici, domne, gravitează în jurul nostru, poate de ce lumea? Să încerci să intri cu 25% în Consiliul General și să faci jocurile. Adică de ce să vii cu Benăchiță Văcărescu ăsta pe care nu știe nimeni? Și apropo de domnul Piedone, pe domnul Piedone poate că Partidul Social Democrat la un moment dat va dori să-l ia lângă el. Dar atenție, domnul Piedone are un singur om de care ascultă, dacă vreți. Și acela este Dan Voiculescu. Dacă domnul Piedone câștigă alegerile la București, și asta trebuie să fie foarte clar, asta înseamnă că alegerile la București sunt câștigate de domnul Dan Voiculescu. Și vom vedea, s-a vorbit mai devreme de problemele Bucureștiului, de trafic. Toate sunt legate, de fapt, pentru că toate problemele astea derivă din faptul că la București nu s-a respectat legea. Eu sunt de 25 de ani în București și, evident, venind student aici, m-am plimbat și eu pe străduțele frumoase din centrul orașului. Și am văzut la un moment dat, acum 20 de ani, acum 15 ani, acum 10 ani, apărând pe niște străduțe de astea absolut minunate, cu case, cu regim de înălțime pe plus 1, plus 2 sau ceva de genul ăsta, apar niște blocuri de 7, de 8, de 10 etaje, fără locuri de parcare, fără spații verzi. Ori astea sunt, totul vine din nerespectarea legii. Eu văd că totuși în ultimii ani lucrurile astea măcar s-au oprit. Nu știu cât de mulțumită e lumea sau nu de lucrurile astea, dar cred că măcar pe respectarea legii ar trebui să mergem mai departe, indiferent de cine vine primar sau de cine rămâne primar. Bun, iar domnul Piedone nu e o garanție pentru asta. Domnule senator Fifor, eu constat două chestii. Același domn Dâncu, în urmă cu vreo 3 săptămâni, pare mi se, întrebat dacă totuși alianța PSD-PNL nu are succes cu candidatul comun, Cârstoiu sau oricare altul, că la momentul ăla cred că nici nu era,
ce se va întâmpla pe urmă. Și domnul Dâncu a zis, păi ce să, nu se va întâmpla nimic. Nu în București, ci în Victoria de la București stă soliditatea proiectului comun. Acum văd că retorica este, domnule, întâi să vedem localele și cum performăm în această candidatură comună la București și în alte părți. Păi depinde sau nu depinde proiectul comun de localele astea? Cum e? Cred că și astăzi premierul Ciolacu s-a exprimat foarte clar vis-a-vis de această chestiune. Nu s-a referit la alegerile de la capitală, ci la modul în care vor decurge de alegerile pentru europarlamentare. Pentru noi acesta reprezintă, dacă vreți, un indiciu dacă alianța noastră funcționează și dacă alianța noastră va putea fi dusă la nivelul următor. Vom vedea cum ieșim din alegerile europarlamentare, vom vedea cu ce procent vom câștiga aceste alegeri europarlamentare, cu ce număr de voturi mai ales, pentru că atunci când discutăm de prezidențiale, discutăm de număr de voturi și nu neapărat de procente, și după aceea vom lua o decizie. Păi e relevant? Iertați-mă, adică în momentul în care sunt șanse foarte mari să câștigați cel mai mare număr de voturi împreună la europarlamentare, dar dacă pică, de exemplu, candidatul comun la București, nu, la prezidențiale nu o să avem tot o situație de genul ăsta? O persoană care să fie propusă în comun? Adică are atât de multă legătură lista de lor parlamentare cu persoana care să reprezinte coaliția la prezidențiale? Discutăm de tipuri diferite de alegeri. Deocamdată testăm alianța în alegerile europarlamentare, alegeri care știți că de obicei nu au o miză extraordinară. Dar iată că anul acesta se pare că avem o prezență destul de importantă și datorită comasării alegerilor, dar există deja un interes în rândul electoratului din România pentru aceste alegeri, pentru că oamenii au început să înțeleagă importanța Parlamentului European și a unei foarte bune reprezentări acolo. Pe de altă parte, o să vedem imediat după 10 iunie cum s-a poziționat alianța, dacă alianța a dat rezultatele pe care noi ni le-am dorit. Și în funcție de asta vom discuta mai departe despre ce facem cu un candidat comun sau nu pentru alegerile prezidențiale. Da, nu știu, nu e aici o mică fentă, iertați-mă, adică vrem să vedem dacă facem bine la europarlamentare. Ok, o să faceți 51%, să zicem, minimum, nu? Și ce? Dacă, de exemplu, persoana Cârstoiu, candidatul comun, nu ia alegerile, să cheamă că pe cine am găsit noi candidat comun n-a fost bine. Bun, nu va fi aceeași situație și la președinție să găsim un candidat comun care să facă bine? Întrebarea și dezbaterea la care am trecut este legată de candidatul pentru prezidențiale. Și aici Partidul Național Liberal l-a spus foarte clar. Nu este o temă pe care vrem să o dezbatem public în momentul de față, nici măcar în cadrul alianței, până când nu vom vedea rezultatele de la locale și de la europarlamentare, care vor fi analizate de fiecare partid într-o cheie probabil proprie. Legat de candidatul pentru prezidențiale, eu cred că Partidul Național Liberal, acum și pe analiza pe care a făcut-o domnul Rupa mai devreme, este avantajat pentru că are două opțiuni la îndemână, ambele favorabile. Opțiunea, până la urmă, să spunem așa, în cel mai rău scenariu în care se va merge separat, în care miza pe care o avem este într-adevăr să intrăm în turul 2 și eu cred că deja oamenii și-au dat seama ce înseamnă Partidul Aur și candidatul, chiar dacă va fi un candidat puternic din partea Aur, nu cred că va reuși să intre în turul 2. Uitați-vă cum se comportă acum Aur la capital, nu neapărat că a adus un candidat slab, dar sunt de-a dreptul comici cum bagă capul în fiecare fotografie. A apărut Piedone, a zis, domnule, stați că facem o conferință comună. De fapt, nu era nicio conferință comună stabilită. S-a anunțat Cosmin Gușă, au spus, stați că îl susținem noi, dar noi avem candidat. Adică de-a dreptul comic și cred că oamenii și-au dat seama. Eu am spus-o încă din decembrie că procentele încep să scadă vizibil. Deci asta este opțiunea numărul 1 pe care o avem, să ne luptăm, să intrăm cu candidatul în turul 2 și istoria și practic și sondajele ne arată în momentul de față, cercetările sociologice, că cel care poate să capitalizeze cel mai mult în turul 2 este un candidat de dreapta. Majoritatea populației în România este de dreapta sau votează un candidat de dreapta. Al doilea scenariu pe care îl avem este acela de a avea un candidat comun și acolo cred că se vor analiza aceste chestiuni care, cum să spun, dacă va fi un candidat de stânga, cât poate să aducă din dreapta și dacă va fi un candidat de dreapta, cât poate să aducă din stânga. Și cred că și pe această analiză suntem avantajați. Dar varianta independentului care să nu vină din niciunul din cele două partide, după modelul Cârstoiu, Eu n-am auzit până acum o astfel de variantă. Acum, în politică, niciodată să nu spui niciodată, orice e posibil. Dar eu nu am auzit o astfel de variantă. În mod clar, Partidul Național Liberal are un candidat în persoana președintelui Ciucă și chiar cred
credem că este un candidat care poate să reprezinte cu cinste nu partidul, ci cetățenii în această funcție de președinte a României. Da, interesant că PNL-ul, repet, are această insistență pe seama cărui fapt o puneți, domnule Năsui, că trebuie neapărat să forțeze negocierile, în felul, domnule, plecăm de la asta, al nostru, și după aia discutăm restul. Da, e posibil. Acum fiecare partid își dorește și în mod legitim această funcție, și USR-ul își dorește această funcție, Cătălin Drulă își dorește această funcție, și e legitim cumva în politică să-ți dorești să accesi la toate funcțiile în stat, inclusiv la cea de președinte. Vreau să spun că eu cred că opoziția democratică, Alianța Dreapta Unită, cred, domnule Râpa, că va reuși să convingă. Avem o listă condusă de Dan Barna. Eu cred că Dan Barna va reuși să convingă lumea să iasă la vot și să voteze în proporții foarte mari lista noastră. Și că până la urmă vom reuși să detronăm aceste planuri. Că până la urmă ce vedem acum sunt niște planuri în spatele ușilor închise, în care niște oameni bat palma pe voturile unor cetățeni care până la urmă se vor exprima liber. Și nu cred că se vor exprima așa cum vor ei. Asta e cu planurile astea, că pe măsură ce le trepeți și le spui uite ce plan avem, s-ar putea ca lumea să creadă că ăsta e cursul așa destinat, predestinat. Haideți, știți, Mike... Când auzi atâta vreme de niște, cred că 2 ani de stabilitate și de calea care nu se poate altfel să arate și nu știu ce. E un citat din strategia militară care spune că toată lumea are un plan până când îți iei un pumn în față. Așa va fi și aici. Până vin primele alegeri și se va vedea exact ce vor românii și cum vor vota românii, toată lumea are un plan. Dar până la urmă, care plan ajunge să fie înfăptuit nu va depinde de niște negocieri în spatele ușilor închise, cred eu, spun eu, ci va depinde de voința românilor la urne, și cred că oamenii vor veni și vor vota Alianța de Dreapta și lista condusă de Dan Barna. Cred că sunt două elemente care trebuie luate în calcul și care ar putea strica acest plan. Primul este Mircea Gioană, pe care practic cei de la PSD au reușit să-l vopsească ca fiind independent. Au zis, nu e de-al nostru. Ok, cred că Gioana asta abia aștepta. Foarte tare asta, că cred dacă mai exact păreau niște fire acolo care lumeau, exact, cu atâta ostilitate de la PSD, l-au făcut de-a dreptul independent. L-au făcut comestibil. Și mai e un candidat de care mie îmi place foarte mult, de la USR, și care nu e domnul Drulă. Este doamna primar... Clotilde Arman. Nu Clotilde Arman. Elena Rasconi, da. Îmi place foarte mult de Elena Rasconi. Mi se pare că e genul de candidat care poate coagula în jurul ei. N-am vorbit niciodată cu ea. Poate coagula în jurul ei foarte multe voturi. Cred că nu va avea nominalizarea. Nu va avea nominalizarea, probabil, da, asta e clar. Dar, în fine, cred că poate domnul Drulă trebuie să învețe. Dar domnul Gioană, cel puțin pentru planul ăsta, mi se pare un pericol. De ce? Pentru că vine spălat, curat, cu ștampila NATO, ștampila americană. Principala problemă pentru el ar fi să strângă acele semnături și să găsească suficienți oameni și să se mai strecoare în fereastra aia destul de îngustă dintre locale și prezidențiale. Că imediat ce se termină localele astea, hop, intrăm în pregătirile pentru campania de prezidențiale, da. Campania pe care nici o să vedem că o să fim în concediu toți, probabil. August, în da, iulie-august și după aceea ce să vezi pe 15 septembrie când venim la școală, hop și un vot la prezidențiale. Asta a fost toată aglomerația aceasta electorală pe care a făcut-o și calendarul și plus comasarea făcută de PSD-PNL, care au mai aglomerat puțin campaniile, le-au suprapus de fapt total, și uitați-vă cum acum nu se discută absolut deloc de teme europene, care după mine ar trebui totuși măcar o dată la 5 ani dacă le-am discutat. E uimitor că nici acum 5 ani la legile europene nu s-a discutat de teme europene. Ce s-a discutat acum 5 ani? Eu zic, acum, de exemplu, sunt niște teme europene extrem de importante. La niciun scurtin european, România nu s-a discutat despre teme europene, la absolut niciun. Nu, da. Dar domnul Năsui, acum calendarul alegerilor cu comasarea nu a aglomerat, din contră, dacă aveam alegerile separate, aveam în iunie, septembrie, campaniile, noiembrie și decembrie. Campaniile în condițiile actuale avem doar în iunie, septembrie și decembrie. Repet, adică campaniile sau, cum să spun, campaniile, adică practic acum noi avem o suprapunere totală între campania la locale și la europarlamentare. Doar aici. Dar data alegerilor, campania este aceea, puteți de 30 de zile, data alegerilor este aceea, dar nu puteți să spuneți că acum, de exemplu, are vreo șansă să se discute în mod serios teme pentru Parlamentul European. Eu am spus-o de la început. Mare șansă, de exemplu, pe care o avem, cum și încerc scuze. Engleza, candidații noștri la Parlamentul European. Putem să facem exercițiul acesta. Sau franceza sau germană, adică eu chiar cred că trebuie să fiu curios să iau o condiție, să știți, dar depinde de mine, eu aș pune
o condiție în sensul acesta. Dar eu cred că este, ar trebui să priviți și altfel. Este pentru prima dată când primarii, până la urmă, fiecare unde primar de comună, fiecare unde primar de oraș, au ocazia să vorbească despre teme europene, despre cum s-a dezvoltat România cu bani europeni. Chiar am văzut o analiză astăzi, 90 de miliarde de euro în această perioadă care au fost atrași de România și care au ajutat foarte mult. Teme europene sunt grindiluri, sunt astălalte. Sunteți de acord cu mine că cetățeanul, până la urmă, la firul ierbii acolo, ascultă foarte mult de primar. În momentul în care primarul vorbește, domnule, am reușit să facem aceste lucruri cu bani europeni și datorită faptului că suntem stat membru al Uniunii Europene, cred că lucrurile și valorile europene vor fi mai mari. Și la asta toată discuția despre UE, la cum a luat un primar Eu cred că una e una altă. Puteți să votați un primar e bun gospodar și că atrage fonduri și pur și simplu să aveți alte opinii la nivel european. Adică eu văd în multe orașe în care, da, cum sunt conduse primari PSD, PNL, eu cred că foarte mulți oameni, dacă analizați puțin așa peste noapte, să vă dați seama că poate am dreptate. Eu v-am mai zis, o să vă rugați de aur și de suveraniști să vină ei cu așa zisele temele europene. Păi au venit suveraniști cu o temă. Sclaveții, UE sau nu, poluare sau nepoluare, sau mașini verzi sau nu știu care, uite cine fac ăștia. Din UE. Deci da. O temă ei au venit. Și alte... Eu vă zic un lucru. Eu cred că un votant român poate foarte bine să voteze un primar care a făcut absorpție și așa mai departe, dar nu e de acord cu ce face partidul acelui primar în Parlamentul European. Și de exemplu, nu știu, eu cred că inclusiv pe partea aceasta oamenii ar trebui să uite și măcar să avem o dezbatere. Asta era de partea noastră datoriei să facem această dezbatere, să prezentăm câteva teme europene, să vorbim și noi despre niște lucruri care, atenție, vor avea o putere mai mare decât legislația. Sunt deja suntem în campanie, deci mai avem mai bine de două luni de zile. Ați eclipsat, suprapunând cele două alegeri, ați eclipsat unele teme cu cealaltă. Da, asta înseamnă și opoziție până la urmă. Dacă dumneavoastră reușiți să duceți temele acestea pe care le doriți pe agenda publică, de ce nu faceți lucrul ăsta? Înseamnă că nu e o opoziție credibilă. Eu ce acuz coaliția de guvernare e că pur și simplu a făcut lucrurile în așa fel încât această dezbatere să n-aibă loc. Ce se întâmplă în practică e că nu are loc. Adică putem să o constatăm empiric. Bun, o altă dezbatere dar, dincolo de asta, dacă sunteți de acord cu mine, un singur comentariu. Vă rog. Știm cu toții că prezența la vot la europarlamentare era o prezență extrem de redusă. Eu cred că faptul că se clasează acestea, deci faptul că reușim să ducem mai mulți români la vot în felul acesta, cred că e un câștig totuși, ceea ce înseamnă alegerile europarlamentare. Faptul că ne dorim teme de dezbatere, sigur că ne dorim și o dezbatere și de ce nu, să avem această dezbatere. Încă nici nu suntem în campania electorală, așa că eu cred că vom avea și aceste dezbatere, vom avea și materiale. Repet, românii sunt din ce în ce mai interesați de temele europene, pentru că se vede cu ochiul liber că decizii extrem de importante și pentru România se iau în Parlamentul European. Eu cred că și cei din România sunt interesați de tema migrației, o temă care, iată, a reușit să ne blocheze în intrarea în spațiul Schengen pe calea terestră. Adică sunt lucruri care poate trebuie dezbătute și pe care românii, cred eu, cunosc și își doresc să da, hai să vedeți Dita mai dezbaterea care are loc fix la aniversarea de 75 de ani a NATO, cine să fie viitorul secretar general. Știți că ieri președintele spunea nu renunț la candidatură, consider că șansa mea este în continuare una valabilă. Încă două țări NATO anunță astăzi că îl susțin pe Mark Rutte la șefia alianței. E vorba de Italia și de Suedia, dar nu numai că își anunță această susținere, o fac în termeni foarte elogioși pentru premierul Olandei. Spun că este un om cu o experiență extraordinară, mai spun despre el că e un lider înțelept. Deci, în condițiile astea, totuși, la ce ar trebui să ne uităm? La ce semnale că încă se mai joacă, din moment ce președintele zice că încă se mai joacă? Eu cred că șansele președintelui Klaus Iohannis de a ajunge secretar general la NATO sunt aceleași ca în ziua în care și-a anunțat candidatura, adică aproape de zero. Noi trebuie să înțelegem un lucru. Alianța Nord-Atlantică este o afacere americană. Decizia majoră se ia, decizia pe orice temă majoră se ia la Washington. Nu la Bruxelles, nu unde vreți dumneavoastră, se ia la Washington. Noi știm foarte bine că de la începutul acestei alianții din 1949, Statele Unite au sachiorul, șeful forțelor aliate din Europa, este de fiecare dată un general american. Dar în același timp să nu ne închipuim faptul că secretarul general al NATO este o chestiune lăsată între europeni.
E o chestiune care nu s-a zis în ultimele săptămâni în toată dezbaterea de aici. Domnul Rutte nu este doar alesul actualei administrației de la Washington, este și alesul republicanilor, este și alesul lui Donald Trump. Politico, recent, vorbea despre domnul Rutte ca fiind Trump Whisperer, este cel care șoptește lui Trump. La reuniune NATO, la Consiliul Nord-Atlantic, în 2017 sau 2000, cred că 2017, Donald Trump a venit, a bătut cu pumnul masă și s-a uitat în jos și a zis: mă, băieți, cum facem cu 2% pentru apărare? Noi știm foarte bine, tema este o temă pe care președinții americani o zic de vreo 20 de ani. Absolut toată lumea a lăsat capul în jos, pentru că știau că sunt cu musca pe căciulă. Singurul care s-a dus și i-a spus: domnule președinte, aveți dreptate, încercăm să ridicăm, să facem, a fost Mark Rutte. Nimeni. Și erau politicieni grei, precum Angela Merkel acolo. În momentul în care noi am văzut ieri o chestiune pe care nu prea o vedem la nivel internațional, în același timp, Leo Figaro, Wall Street Journal, Financial Times, deci trei dintre cele mai influente instituții media la nivel global, nu există peste aceste branduri. Absolut toate trei vin și spun același lucru. Candidatura președintelui României deranjează pentru că contextul în momentul de față cu invazia rusă din Ucraina cere ca la nivel euroatlantic să se ia o decizie cât mai rapidă. Să se ia o decizie prin consens. Și astfel încât, dincolo de rapiditate, astfel încât să se transmită întregii lumi faptul că statele NATO sunt unite. Ori în momentul în care ai această dezbatere publică, ai la vară summitul de la Washington, liderii americani sperau să rezolve chestiunea asta până la 1 mai. Faptul și că se prelungește, nu cred că... Ok, vin eu și întreb de ce să nu realizeze această raliere în jurul Europei de Est, dacă tot vorbim de... Ok, președintele Iohannis e ăla care și-a anunțat deschis candidatura. Acum nu știu dacă și-o fi anunțat și cine știe ce alt premier lituanian și nu știm noi și e secret, habar n-avem, dar probabil că nu. Și atunci stau și întreb, în momentul ăsta foarte delicat pentru alianță, cu tot contextul ăsta, cu dezangajarea americană, mereu sub semnul întrebării ce facem și așa mai departe, îți permiți să lași atât de frustrată și descurajată Europa de Est, oare? Aveți dreptate și dumneavoastră, nu pot să fiu de acord decât cu argumentele pe care le-a prezentat domnul Rupă, nu neapărat cu concluzia. Eu m-aș uita cu atenție la declarația pe care a făcut-o ambasadoarea Statelor Unite la NATO zilele trecute, în care a spus că propunerea lor este Rutte, dar se uită cu atenție la prietenul Iohannis. Eu din această declarație citesc altfel lucrurile, că Statele Unite au făcut deja un angajament de susținere în favoarea domnului Rutte, care într-adevăr are un politician de o anvergură, sigur, nu este iubit în țara noastră sau în alte țări estice, pentru că s-a opus păi, în și eu cred că ar trebui să atârne destul de mult și chestia asta, iertați-mă. În repetate rânduri aderării noastre la Schengen, dar pe de altă parte Statele Unite au spus dacă nu întrunește majoritate, până la urmă consens propunerea noastră, sigur că varianta pe care o avem este aceea în susținerea lui Klaus Iohannis. Din punctul meu de vedere, șansele, mai ales după aceste zile, am văzut și o declarație a ministrului de externe din Polonia, care spune că își dorește pe cineva din zona de est. Eu cred că șansele președintelui Iohannis au crescut foarte mult în aceste zile. Cu alte cuvinte, e o persoană despre care n-a spus nimeni că n-ar susține-o până în momentul de față, dar că au o variantă pe care au angajat-o în persoana lui Rutte, care dacă nu găsește consens, sigur că poate fi înlocuită cu... Domnule Fifor, cine s-ar mai putea aduna în spatele președintelui Iohannis? Care ar putea să fie planul, pasul următor? E destul de complicată această poziționare a președintelui Iohannis. Întâmplător sau nu, eu am fost în sală la summitul de care făcea vorbire domnul Rupă și am văzut cum au decurs lucrurile acolo. Vă reamintesc că totuși președintele Comitetului Militar al NATO este un olandez, este vorba de amiral Rupă, adică Olanda este foarte bine reprezentată în momentul de față în structurile NATO. În altă ordine de idei, domnul ministru Constantin a spus un foarte important. Discutăm despre consens. Până nu reușești să ai acest consens, nu ai viitorul secretar general. Deci e foarte complicat pentru cineva care vine din Europa de Est să poată să ajungă în poziția de a obține consens, mai ales din partea unor state care deja și-au declarat fățiși susținerea pentru Mark Rutte. Asta nu înseamnă că președintele Iohannis nu joacă șansa. Însă Statele Unite s-au exprimat, Marea Britanie s-a exprimat, Franța s-a exprimat, Italia, iată, Germania. În state importante,
își declară susținerea, este timp destul de puțin din păcate până la summit de la Washington ca aceste lucruri să poată bun, fi plecat. Mai e timp ce ar mai putea juca domnule Năsui, președintele? Acum nu știu, eu știu că a fost o analiză zilele trecute în Le Figaro, în care un expert care știe foarte bine cam cum funcționează lucrurile la NATO i-a spus că Klaus Iohannis nu a înțeles nimic și nu are calitățile necesare. Asta este un citat pentru a ajunge acolo. Sincer, aici sunt de acord cu el, nu cred că a înțeles nimic. Cele două mandate pe care le-a avut ca președinte ne-au arătat cât de capabil și cinic poate să fie omul acesta. Nici domnul Rutte nu este o alegere mult mai bună, nu pentru România în niciun caz, și de aceea eu aș susține-o foarte deschis pe doamna Kaya Kallas, care sincer arată e tot din Europa de Est, care este... a zis că îl susține pe Rutte. Bun, da. Vedeți că înainte vrea și ea să fie acolo și aș zice că o susțin nu pentru că e femeie, ci pe merit. A fost a doua țară după Statele Unite care este o susține pe 10 secunde să mai poate, vă rog. Atât, 10 secunde. Noi trebuie să înțelegem. Nu alegem șeful NATO, alegem secretarul general al NATO, care înseamnă, de fapt, un purtător de cuvânt upgradat. Secretarul general al NATO nu ia absolut nicio decizie. Nu trimite trupe, asta nu ia decizie. Asta nu un personaj extrem de important în economia alianței. Nu poate influența lucrurile încât nouă să ne fie bine sau, să ne fie rău. Mulțumesc foarte mult, Mihai Fifor. Ne întoarcem în câteva momente. Considerațiile doamnei Adina Vălean, comisar european, despre Schengen, buluitoare unele dintre ele. Rămâneți cu noi. Păreri foarte interesante ale doamnei Adina Vălean, comisarul european pentru transporturi, despre intrarea noastră în Schengen. Ce spune doamna Vălean? Chestiunea cu Schengen e atât de subiectivă încât e greu să fie obiectiv. Pur și simplu poate să fie un moment pe care nu-l cunoaștem încă, dar care o să apară poate. La fel de bine poate să existe o încăpățânare, o opoziție la aderarea noastră care să dureze etern. Asta e prima parte, că partea a doua e în teorie orice e posibil, inclusiv, mă rog, zice doamna Vălean, să nu mai fie Schengen așa cum am fost, un fel de până ne zbatem noi, poate nu mai avem ce să intrăm. Dar chestia asta cu eternul, cum adică? Adică ce speranțe ne mai dă un oficial european când zice... Da, pe de-o parte, poate să nu fie niciodată. Dacă ne uităm strict pe tratatele Uniunii Europene, pe tratatul Schengen, de fapt, Austria nu are niciun motiv să mai amâne lucrurile astea. Ok, am înțeles toate prostările astea, că sunt alegeri, că mai vine urând de alegeri, dar eu cred că de la un punct încolo, băieții de la Viena, în conivență cu băieții de la Moscova, vor rămâne fără argumente. Să nu uităm, totuși, noi am reușit să aderăm. Nu reprezintă mare lucru, dar reprezintă o mică victorie de etapă, da? Maritim și aerian. Iar lucrul ăsta s-a întâmplat în primul rând și lucrul ăsta trebuie spus până la urmă datorită prietenilor noștri americani, pentru că de la Washington s-a sunat și s-a bătut cu pumnul în masă, astfel încât Nehammer a făcut pasul înapoi. Sunt foarte multe ace pe lumea asta și probabil că se vor găsi până la urmă și acele necesare pentru cojocul vienezilor. Păi nu știu, dar doamna Vălean, ce e așa un fel de analist brusc, stă pe margine și se uită și zice poate să fie, poate să nu fie niciodată, poate să fie un alt Schengen. Da, ce cred face că doamna Vălean concret ce să sprijine demersul, aș vrea eu să știu. Asta face foarte mult, vă spun foarte, foarte clar. Eu cred că declarația doamnei Vălean a fost făcută într-un context politic și nu neapărat un context european, într-un context oficial, în calitatea pe care o are de comisar european. Cred că a vrut să facă o referire politică la încăpățânarea Austriei de a se opune. Atât și nimic mai mult. Pe de altă parte, trebuie să ne uităm că odată intrați în Schengen, început procesul de aderare la Schengen, chiar și cu aceste două oportunități pe care le avem în momentul de față, aerian și maritim, eu cred că procesul nu mai poate fi oprit și e o chestiune de timp. Că se va întâmpla anul acesta, anul viitor, eu cred că depinde de angajamentul politic și de forța politică pe care o va avea România, politică și diplomatică până la urmă. Faptul că am aderat chiar și în aceste două etape arată că nu mai există niciun fel de impediment și nu mai e doar o declarație că România a îndeplinit toate criteriile tehnice, nu mai există niciun fel de impediment să facă pași înapoi vreun stat membru Schengen, să spună domnule, România nu e pregătită tehnic. Toți au acceptat lucrul acesta.
Și atunci, din punct de vedere politic, sigur că nu se vor opune la infinit. Problema migrației este una reală și cu asta închei. Și cred că, până la urmă, și această problemă trebuie tratată, poate, cu mai mare implicare din partea Comisiei Europene și odată ce va fi rezolvată, dispare și acest argument al Austriei. Păi, nu știu, e oportună dovada asta de scepticism, așa că nu durează la infinit. Păi, etern, asta înseamnă, înțeleg eu de aici. Opoziția cui? Poate după Austria iar se răzgândește Olanda și după Olanda se răzgândește și Germania. Și uite așa, facem joc de... Nu, doamna Vălean trebuia să fie un lider acolo. Ea nu este în funcția de analist, ea e în funcția totuși de comisar european pentru transport. Acum, dacă e foarte util acest cu funcție sau nu, mai ales pentru România, nu știu, că aparent nu ne-a făcut cinste țării. Eu vă reamintesc atunci când Lukashenko a oprit un avion european cu avioane militare ca să ia să răpească, practic, doi oameni de la bord și el a plecat. Doamna Vălean făcea mesaje pe rețele sociale în care zicea: vai ce bine, lăsați că au scăpat, e tot în regulă, când toată Europa era oripilată. Și ăla a fost un moment în care Europa chiar s-a întrebat dacă chiar este cazul să avem un minister, un comisar al transporturilor, mai ales că el e ocupat de astfel de personaje care, atenție, a fost de fapt a doua sau a treia opțiune, pentru că primele două erau mult prea problematice. Adică asta s-a fost cea mai bun lucru, cel mai bun produs cu care România a putut să vină. Deci, având în vedere câtă rușine a făcut României, nu mă miră faptul că are această atitudine de fapt. Să ne obișnuim cu refuzul, cu cumva, da, da, cu rău. Mulțumesc foarte mult tuturor. Știrile nopții imediat, pe mâine.